Hai să vedem ce facem cu Taurul. Taurul, undeva, fiind vecin cu Berbecul, are o carte asemănătoare. Umbra Taurului anunță mai degrabă sfârșitul unei situații în care voi v-ați complăcut sau ați fost prinși cu voia sau fără voia voastră și care în final a adus la o transformare. Iar transformarea se impunea. Acum voi decideți în urma acestei situații dacă acceptați un eșec sau căutați să sfârșiți această situație care v-a scos din tiparele voastre pe care le aveți, din liniștea voastră sufletească și din starea de confort. Dar să știți că întotdeauna orice eșec are o ușă deschisă spre succes.